Am înțeles că în această biserică sunt foarte mulți bihoreni de sorginte, așa că pentru bihoreni o să spun Dumnezeu să vă alduiască. Înțelegeți, fără subtitrare, pentru ceilalți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să pot să fiu în această dimineață, în această sărbătoare frumoasă, chiar dacă a făcut un drum destul de lung. Sper ca să pot să fiu încă coerent până la sfârșit. Și ca să vă încurajez de la început, pentru că am văzut că sunteți foarte fresh, foarte entuziasmați, unde era să cădeți acolo, să se rupe banca de oboseală. Să vă spun doar că azi mergem pe principiu din ciclul acesta, predicile lungi și dese, cheia marilor succese. Acum voi râdeți, dar vorbesc serios, va fi o predică lungă. Și ca să fie o predică lungă, trebuie să fie și texte lungi din Scriptură pe care să le citești. Așa că pe cei care aveți la dumneavoastră un bun obicei, sper să nu mai fie pe care de dispariție, deși din păcate este, să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în două locuri din ea. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, de unde o să citesc de la versetul 8, mai bine nu spun până unde, că e mult, și mai apoi din Marcu, capitolul 2, acolo doar 6 versete. Deja am văzut o ușurare când am să zic că partea a doua sunt numai 6 versete. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai după cum li se spusese. Și citim și din Evanghelia după Matei, capitolul 2, pentru că urmăm o oarecare ordine cronologică, pentru că magii ajung mai târziu decât păstorii la Betleem. Și aici Biblia spune că după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să vă îndemn să faceți un lucru care pentru mine este un obicei. Înainte ca frații să se reașeze în prezența lui Dumnezeu, îi rog, îi invit frumos să se uite la cel care este lângă el, în stânga, în dreapta, în față, în spate, mance să nu amețiți cumva, dar întindeți o mână, spuneți-i celui de lângă tine, nu știu, Dumnezeu să te trezească, sper că te simți bine, sărbători fericite, nu mai exagera cu mâncarea, spune un lucru frumos. Domnul să binecuvânteze.
Slăvit să fie Domnul! Mă bucur că voi vă salutați. Sunt unii care în tot secundă s-au pus jos aseară la biserică. Puteți să vă reașezați. Acum, e imposibil, menționau și frații legat de sărbători, de oboseala care se acumulează. Îngăduiți-mi să vă dau o sugestie. Nu știu dacă e duhovnicească, dar socotiți dumneavoastră. Cel puțin în biserică s-ar putea să aibă efect bun. Îs câțiva ani buni de zile, probabil 7-8 ani, dacă nu mai bine, când am fost la evanghelizare la noi în județul Bihor, într-o bisericuță mai mică de țară, dar n-am fost niciodată evanghelizarea aia, pentru că de când am intrat în biserică la Amvon, fraților, era o soră acolo în biserică, undeva pe la mijloc, la vreo 65-70 de ani, păi numai o sanale, amin, aleluia, la tot ce ziceai, mă, extraordinar, numai vocea era în biserică, extraordinar. Și la un moment dat îi zic la fratele conducător care era acolo, bă frate, zic, dar sora asta e plină, mă, de râvnă, la 70 de ani aproape, cât are? Da, zice, frate Dorel, să nu-ți uiți vorba, după ce se termine evanghelizarea, întreabă-mă să-ți aduc aminte eu de povestea ei. Acum tot acolo mi-a stat gândul. Am predicat repede, s-a terminat programul, am ajuns la masă, zâmb, te rog, povestea lui sora care e plină de putere. Reinhard Bonnke, vă spun sincer, în variantă feminină, plină de putere. Și zic, frate, zic, zâmi acum povestea lui sora asta, că măi, așa ceva n-am întâlnit de când-s eu, zice, amin și păstă mine, mai tare. Mă, Dorel, uite care e treaba. Până am us câteva săptămâni de zile, femeia asta era cea mai plictisită din biserică. Dormea la toate programe, dar nu așa, somn. Zice, la un moment dat când ne ridicam la rugăciune, ea rămânea că dormea în bancă. Am strigat mai tare, nimic. La un moment dat am chemat-o la birou pastoral și am zis, soră, vină în coaș, nu se poate. Acum mi-e și jenă, eu să zic, om de 40 de ani, deși slujitor aici, mi-e jenă să spun ție la soră, dar nu se poate așa ceva, să dormi în casa Domnului, dar nu se poate, dar e inadmisibil. Și am dojenit-o, frate, și am vai de cei care dorm în Sion, și am băgat versete, zice, m-am venit pregătit. Sora s-a speriat, apoi zice, frate, trebuie neapărat să schimb ceva, așa, trebuie să faci ceva. Mă, frate, dojana a fost, nu mai știu, joia, după comitet, ceva, a zis, duminica la biserică, o sanale, aleluia, sora în biserică, aleluia, bucuros, mă, se pare că o prins. Dar eu-s român, zice, nici o minune nu ține mai mult decât la noi. 3 zile. Și am zis, lasă-o să o mai văd, duminică seara, plină de putere, mai cu putere, sora. Bă, extraordinar. Biserica s-a uitat, bă, ce-o pățit. Toată lumea știa că e cea mai plictisită femeie din biserică. Durmea de rupea. A doua duminică, o sanale, aleluia, amin. Slavă Domnului. Duminica seara la fel, o sanale. Mă, trec 3 săptămâni, bă, zice, nu mai puteam opri acum, trebuia să-mi soră, numai puțin mai încet, poate, n-ar strica. Să fiși prea, nu putem ține ritmul cu tine în biserică. Și a spus, după vreo câteva săptămâni am gândit așa, bă, mă duc neapărat la sora asta pentru că vreau să o întreb. El se gândea, bă, ce efect a avut sfatul, dojana lui pastorală, ce vezi cât e de bine să stai cu frații, să-i mai mustri, să... Și s-a dus la soră și a zis, soră, hai încoace, că vreau să te dau exemplu la biserică, au zis. Vreau să, efectiv să te dau exemplu în biserică. N-au zis, frate, au zis, mă, soră, zice, cum ai reușit? Ce s-a întâmplat? Au avut așa tare efect, zice, cuvintele pe care ți le-am spus eu. Da, nu, zice. Păi cum, soră, zice, că te văd numai o sanale, aleluia, în biserică. Hai să spun, zice, ce am pățit. Mă, zice, frate, după ce am plecat vinerea aia acasă, atâta mi-a fost de rușine. Tu l-ai, Doamne, mă duc eu în biserică, mă fac de râs, să dorm acolo. Și-a venit nepoță de la Oradie și m-a văzut amărâtă. Și-a zis, bunii, dar ce ai pățit? Dar lăsați-mă că s-a amărâtă, că ea m-a dojenit, frate, la biserică. Eu nu știu, s-a obosită, am vaci, lucrez la câmp, e ruptă de obosit, dorm și dorm la biserică. Și apoi zice, un nepot de-a meu a plecat, zice, nu știu, până la magazin, a venit și m-a zis, bunii, fii atent. Înainte să pleci la biserică, iei un Red Bull din ăsta și zice, seara, înainte să mergi la biserică, el pe al doilea. Apoi frate, zice, nu știu să spun ce am făcut. Duminică dimineața, zice, înainte să vin la biserică, bea un Red Bull de acela. Frate, așa vine o putere pe mine, că nu pot sta în bancă. La fel și seara, zice.
Acum, fraților, nu știu dacă ar fi fost asta, vă dau pe deseară o soluție, probabil, cred că o să vă speriați cât de amin și aleluia o să fie, nu că dăm dezlegare, dar uneori trebuie să găsim soluții, nu? Trebuie să găsim soluții la problema asta. Știu că sunteți obosiți, știu că toată perioada asta de sărbători aduce o presiune a oboselii. Suntem într-un fel la capătul puterilor pentru că e și sfârșit de an, dar îngăduiți-mi în această zi, în câteva gânduri, să căutăm din Cuvântul lui Dumnezeu să mai învățăm ceva, să ne prindă bine. Oameni buni, dumneavoastră, să știți că sărbătorile, în special cele mari, praznicele de peste an, Crăciun, Paște, Anul Nou, aduc oameni împreună, ăsta este adevărul. Oamenii se reunesc, familii care se reunesc, prieteni care se adună, oamenii încearcă să fie cât mai aproape unii. Chiar dacă suntem despărțiți la distanțe mari unii de alții, de regulă de sărbători oamenii vin acasă. 300 de mii de români aproape, spunea domnul Arafa sau Arafila, am înțeles că acum noua denominație, așa îi spune mai corect, au anunțat că au venit aproape 300 de mii de români, au trecut prin vămile de vest ale României, au venit oameni acasă. De ce vin 800 de kilometri, de ce vin 1000 de kilometri, de ce vin unii din Marea Britanie? Să ne mai aducă și bucuria Omicronului și Deltei în trecut. De ce vin? Vin pentru că vor să stea cu cei dragi, oameni buni. Vin pentru că vor să fie aproape unii de alții, să stea adevărul. Vin pentru că vor să petreacă câteva zile în sânul familiei, pentru că sărbătoarea, dragii mei, înseamnă apropiere. Dar știți ce e paradoxal? Că, din păcate, pentru cei mai mulți români și, din păcate, pentru foarte mulți oameni din biserică, în timp ce suntem aproape unii de alții, în timp ce unii mai vin și din Paște în Crăciun, că de acolo e zicala, vin aproape și ei la biserică, în timp ce noi stăm aproape unii de alții, și în familie, și în biserică, și pe la case, și în prietenii, în timpul acesta, dragii mei, există riscul real ca să fim departe de Dumnezeu. Și știți ce e paradoxal? Iisus Hristos, dragii mei, prin întrupare, mesajul central al întrupării este a unui Dumnezeu care a venit să fie aproape de noi. Dumnezeu a venit să fie aproape de noi. Emanuel înseamnă, dragii mei, numele lui Hristos, că înseamnă Dumnezeu este unde? Dumnezeu este cu noi. Atât de aproape a venit Dumnezeu să fie cu noi, încât spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că o arătat ca și noi, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că a luat chip de rob, făcându-se asemenea cui? Oamenilor. Atât de aproape a venit Hristos, dragii mei, să fie în lumea asta de noi, încât a avut aceeași înfățișare ca și a mea și ca și a ta. Mai mult de atât, dragii mei, Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că a locuit printre noi și cuvântul s-a făcut trup și a locuit unde? Printre noi, plin de har și de adevăr. El n-a păstrat distanța socială. El se apropia de noi, dragii mei. Mai mult de atât, Iisus Hristos, dragii mei, a venit să locuiască noi, pentru că spune Evanghelistul Ioan în 14:23, spune, dacă mă iubește cineva și va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și noi, adică eu și cu tatăl, și vom veni și vom locui împreună cu el. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, vrea să fie aproape de noi. Prin întrupare, Hristos a venit să fie aproape de noi. Și cu toate acestea, dragii mei, există un pericol real și tragic, din păcate, acela de a fi departe de un Dumnezeu care este aproape de noi. Ăsta este și gândul meu pentru dumneavoastră în această dimineață, departe de cel care este aproape. Dumnezeu este aproape, Hristos este aproape. Cât de aproape este? O spune Apostolul Pavel într-o celebră și antologică predică ținută în Areopagul Atenei, în care spune în Fapte 17:26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei ce să facă? Ca ei să caute pe Dumnezeu, să se silească și bâșbâind spune, măcar că nu este, și sublinez aici, departe de cine? De fiecare dintre noi. Adică de mine și de tine, indiferent de condiția în care ești, Dumnezeu a venit să fie aproape. Dumnezeu a venit să fie aproape și de intelectuali, Dumnezeu a venit să fie aproape și de inculți, Dumnezeu a venit să fie aproape și de oameni sănătoși și de oameni bolnavi, Dumnezeu a venit să fie aproape și de anxioși, Dumnezeu a venit să fie aproape și de depresivi, Dumnezeu a venit să fie aproape și de săraci și de bogați, Dumnezeu a venit și pentru ea cu școală și pentru ea fără școală, Dumnezeu a venit și pentru preoți,
preoți, Dumnezeu veni și pentru păstori, Dumnezeu veni și pentru oameni simpli, Dumnezeu veni și pentru ea din înalta societate, pentru că El a venit în lumea asta, dragii mei, să fie aproape de noi, binecuvântat și lăudat să fie numele Lui. Dar marea dramă, dragii mei, este că noi putem să fim departe de El. De ce anume și din ce cauză, dragii mei, și de ce rămân oamenii departe de Cel ce este aproape? Un prim motiv pe care vreau să îl spun în direcția asta este următorul, și anume că informația fără de inițiativă te ține departe de Dumnezeul care a venit să fie aproape. Informația fără de inițiativă, fără de acțiune, te ține departe de Dumnezeul care a venit să fie aproape. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei, că erau niște păstori pe câmpul Betleemului, în zona aceea. Făceau destrajă turmelor. Și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ăștia apropo erau oameni înculți. Erau oameni care nu știau să citească, erau oameni analfabeți. Și la niște oameni analfabeți, mai mult de atât, a fi cioban în urmă cu 2000 de ani, bine, azi are o conotație mai pozitivă din cauza lui Becali și a lui Pipera, dar în urmă cu 2000 de ani, în societate evrească, a fi preot era un lucru destul de privit așa cu reținere și știți de ce? Pentru că preoții, dragii mei, erau clasa cea mai detestată din societatea ebraică, din societatea palestiniană, pentru că oamenii ăștia trebuiau să păzească oile 7 zile din 7, 24 din 24, ăștia nu puteau respecta prescripțiile sabatului, ăștia nu puteau face ceremoniile, ăștia nu puteau să facă băile ritualice, ăștia nu puteau să aibă timp să meargă la templu și din cauza asta, pentru că erau călcători de sabat, erau considerați ultimii oameni din societate. La oameni văzuți ca cei mai mari păcătoși, la oameni văzuți ca niște analfabeți și niște inculți, la oamenii ăștia, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că vine un înger din cer, se coboară și le dă o veste. Îi înștiințează ce? Azi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Iată semnul! Întrebarea mea este, ce faci cu informația asta? Care e prețioasă, care e extrem de valoroasă, ce faci cu adevărul ăsta? Pentru că informația fără de inițiativă, dragul meu, te ține departe de Dumnezeu. Știți care e marea dramă în bisericile noastre evanghelice? Că avem o grămadă de oameni în biserică care au la activ sute și mii de predici ascultate. Avem o grămadă de oameni cu capul plin de teologie și de dogme și de concepte, de trinitate, de toate expuse extraordinar, adevăruri frumoase, sublime. Întrebarea este ce facem cu ele? Ce facem noi cu informația, dragii mei, pe care o avem? Și abundă bisericile noastre de informație. Avem, dragii mei, dacă ne interesează la un clic distanță, avem toate traducerile, avem varianta în original, avem în limba greacă, avem în limba ebraică, știm sensurile, știm conotația, știm contextul cultural. Ce facem cu informația aia? Pentru că dacă nu avem o inițiativă, dragii mei, în urma florii acelei informații, nu ne ajută la nimic, ne ține departe de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorii de la Betleem, de pe câmpul Betleemului, au zis un lucru, bă, hai să mergem! Hai să mergem până la Betleem să vedem ce ni s-a spus, e adevărat sau nu? Pentru că oamenii ăștia, dragii mei, au o informație, dar au și o inițiativă. Și se duc, dragii mei, să se convingă. Oamenii ăștia fac ceva în mod practic, dar știți care e problema multora? Îngăduiți-mi să spiritualizez puțin aici expresia asta. Avem oile noastre și noi, avem joburile noastre, avem plăcerile noastre, avem tabieturile noastre, avem bucuriile noastre, avem Netflix-ul nostru, avem TikTok-ul nostru, avem YouTube-ul nostru, avem Instagram-ul nostru, avem mașinile noastre, avem business-urile noastre, avem vacanțele noastre și din cauza asta noi nu putem, dragii mei, să plecăm până la Betleem. Noi nu ne lăsăm oile și câtă vreme nu o să ne lăsăm oile, oameni buni, nu vom putea să ne întâlnim pe adevăratul păstor, pe păstorul cel bun. Putem să avem și să avem o grămadă de informații. Poți să ai biblioteca plină, poți să ai calculatorul plin cu cărți de dogmatică și de teologie superbe. Dacă nu faci ceva cu informațiile acelea, nu te ajută la nimic, ba dimpotrivă. Ești departe de Dumnezeu. Pentru că informația fără de inițiativă nu te ajută la nimic. Dumneavoastră știți povestea Titanicului, știu, nimeni nu a văzut filmul, nimeni nu a plâns la Titanic, dar în fine, zic și eu așa în general, românii nu l-au văzut, nu face niciun rating în România.
Dar gândiți-vă, oameni buni, că în spatele dramatizării expusă într-un film acelei drame, oameni buni, a Titanicului, am înțeles că înainte de scufundare, înainte să se lovească de icebergul acela, marele vapor Titanic a primit, nu știu, 25 de avertizmente SOS, peste 25 de avertizmente SOS. Evitați zona aceea, pentru că sunt blocuri de gheață plutitoare, adică iceberguri. Evitați zona, deviați cursul. Și ce au făcut oamenii ăștia cu informația aia? Aveau o informație care le putea salva viața. Și cu toate că au avut o informație, n-au făcut nimic, n-au luat nicio inițiativă. La fel este o grămadă de oameni azi în bisericile noastre și numai. Au informații cu duiumul, cunosc că Iisus Hristos s-a născut, știu că a murit pe cruce. Sunt oameni care te bagă în buzunar câtă Biblie cunosc. Sunt oameni care știu pe de rost evanghelii întregi. Sunt oameni care știu psalm pe de rost. Sunt oameni care știu toate prorocile de pe internet cu vaccin și antivaccin. Și cu toate astea, ascultați-mă, nu facem nimic. Pentru că informația fără inițiativă te ține departe de Dumnezeu. O să te întrebe Dumnezeu la judecata de apoi, nu câte predici ai ascultat, ce ai făcut cu ce ai știut. Să vezi, Doamne, că am așteptat următorul ciclu. Că n-am știut, o fi balaurul sau o fi ălalalt. Credeți că asta o să ne întrebe Dumnezeu? Departe de un Dumnezeu aproape, departe de celul care este aproape. Al doilea lucru care te ține departe de Dumnezeu este căutarea fără de confirmare. Informația fără de inițiativă te ține departe de Dumnezeu. Mai mult de atât, căutarea fără de confirmare te ține departe de celul care este aproape. Oameni buni, spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorii, și ăsta e un caz fericit, în Luca capitolul 2 cu 20, dacă se poate afișați versetul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu că păstorii, după ce au plecat îngerii, frumos spune Biblia, după ce au plecat la cer, și nu a mai fost nicio minune, după ce au rămas numai ei de ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că au zis, hai să plecăm la Betleem. Și spune cuvântul Domnului că s-au dus la Betleem. Și acolo la Betleem, oameni buni, ăștia văd scena nașterii, îl văd pe pruncul Iisus, o văd pe Maria, îl văd pe Iosif, văd semnul acela și auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu că la întoarcere, versetul 20, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și ce văzuseră. Și acum subliniez mai mult. Și care erau întocmai cum li se spusese. Adică li s-a confirmat, oameni buni, relatarea îngerilor s-a confirmat 100% cu ceea ce au văzut la fața locului, ceea ce au auzit de la îngeri cu ceea ce au văzut la Betleem. Și asta înseamnă, dragii mei, că oamenii ăștia au avut o confirmare. L-au căutat pe Iisus și au lăsat oile, și au lăsat business-ul, și au lăsat prioritățile, și au lăsat plăcerile. Și oamenii ăștia s-au dus până la Betleem. Au găsit pruncul, au văzut semnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au realizat că au găsit ceea ce căutau. Adică au avut o confirmare. Oameni buni, câtă vreme n-avem confirmări în căutările noastre, încă rătăcim și suntem departe de Dumnezeu. Pentru că încă cunosc oameni, ascultați-mă, care încă habar n-au unde sunt din punct de vedere spiritual. Este o grămadă de oameni, dragii mei, care încă caută adevăruri, care încă caută noi experiențe, pentru că n-au repere. Și reperele ți le dau, ascultă-mă bine, convingerile pe care Dumnezeu ți le dă. Convingeri care vin în urma confirmărilor. Oamenii ăștia li s-au confirmat clar că Dumnezeu ce-a spus e adevărat. Sunt oameni aici cu 30 de ani de pocăință, sunt oameni cu 10 ani, sunt oameni cu 5 ani de pocăință. Vreau să întreb în modul cel mai serios, nu-s pe postul de judecător, de închizitor în această dimineață, dar dăm voie cu toată sinceritatea să te întreb, când ai avut ultima dată confirmarea că ești pe drumul cel bun? Când ai avut ultima dată confirmarea? Nu te-am întrebat când ai avut ultima prorocie. Nu te-am întrebat când ai avut ultimul vis. Nu te-am întrebat când ai citit ultima dată din Biblie. Nu te-am întrebat când ai postit ultima dată. Te-am întrebat când ai avut ultima dată convingerea și confirmarea certă că ești pe drumul cel bun. Pentru că sunt o grămadă, spune Biblia, care se amăgesc. E un episod care realmente pe mine
când l-am înțeles, când l-am citit, m-a impresionat teribil. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 1, zice Pavel, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia pe care eu o propovăduiesc, nu am primit-o de la cine? De la oameni. De unde am primit-o? De la Domnul. Are Pavel o perioadă de 3 ani și jumătate, probabil perioada din Arabia, în care stă singur cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă Evanghelia, îi revelează întreaga Evanghelie. Și Pavel, dragii mei, după episodul ăla se întoarce, ajunge la Tars, de la Tars îl ia Barnaba, se duc în Antiohia, un an de zile se duce la biserică, acolo, după un an de zile, este o lucrare profetică, mergeți în lucrare. Dumnezeu îl trimite pe Pavel în lucrare. Pavel începe să planteze. Pavel începe să planteze biserici cu un succes extraordinar. Se vindecă oameni, se plantează biserici, se întâmplă lucruri supranaturale. Bun. Și auziți ce spune Biblia? După 14 ani, Galateni capitolul 2, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Și m-am suit din ce cauză? M-am suit în urma unei descoperiri. De ce? Și le-am arătat ce? Cui? Petru, Iacov și Ioan, stâlpii bisericii de Ierusalim, să duce dita mai Pavel, apostolul neamurilor, semne, miracole, vindecări, autoritate incontestabilă. Bine, mai erau epâncorii în care mai contestau. Și spune Pavel, m-am dus, eu care am primit nu de la Petru și nici de la Ioan, nici de la Iacov Evanghelia, ci am primit-o de la Domnul direct. Mă duc unde? Mă duc la Ierusalim și le spun, uitați ce predic eu, e ok? Pentru că inclusiv Pavel, cât ești tu de Pavel, ai nevoie din când în când de anumite confirmări. Pentru că dacă n-ai confirmări, s-ar putea să o iei pe un drum greșit. Dragii mei, avem nevoie de confirmări în direcția asta. Avem nevoie de confirmări în viața noastră de credință. Am citit undeva o experiență interesantă relatată de către episcopul, cardinalul, mai bine zis, să respectăm titulatura funcției, cardinalul Filipinelor, cardinalul Sin, ăsta este numele lui. El povestește că în urmă cu ani de zile, în fiecare marți, avea audiență cu muritorii, cu publicul. Da, mari cardinali, ăsta e în Comisia de Doctrină de la Vatican, e un tip foarte, foarte cunoscut. Gândiți-vă că Filipine este o țară din Asia, de sud-est, și este majoritar creștină, catolică, este un cardinal, o căpetenie importantă în Biserica Catolică. Și spune cardinalul Sin că el avea în fiecare marți audiență publică cu oamenii. Adică puteai tu să te duci, să te întâlnești cu el, îți acorda 10 minute, 15 minute, cardinalul. Și la un moment dat spune că a venit o femeie la el în audiență. Eu vă zic că asta a fost penticostală și să vă spun de ce. Nu scrie ce confesiune, dar eu cred că a fost penticostală de-a noastră. Și a venit femeia aia la el și a zis, domnule cardinal, sau nu știu cum i-a zis, superintendent, bishop, păstor, habar n-am, i-a zis, am venit la dumneavoastră să vă spun că am un mesaj din partea Domnului. Dumnezeu m-a trimis pentru că am un mesaj pentru dumneavoastră. La care el a zis, stai, numai puțin. Știi, noi catolici, noi nu prea credem astea, noi suntem mai sceptici, noi așa, dar auziți ce a zis cardinalul? A zis, femeie, ascultă-mă bine, du-te acasă, roagă-te lui Dumnezeu, care spui că ți-a trimis mesajul ăsta pentru mine. Ok. Du-te și roagă-te și dacă Dumnezeu, ascultă-mă bine, femeie, dacă Dumnezeu o să-ți spună păcatul pe care eu îl am mărturisit săptămâna trecută și care m-a apăsat atât de greu, dacă Dumnezeu îți va spune păcatul pe care eu îl am mărturisit, atunci te cred, dă drumul la lucrare. Până atunci nu. A zis el, nu mai vine asta în viac. Am pus-o la punct. Marța următoare, la 7 dimineața, prima la audiență, cine-i? Sora. Apare sora. Aoleu, nu mă așteptam să vii. Bun, hai, ia loc. Na? Ți-a zis Domnul? Ți-a spus Dumnezeu păcatul pe care l-a făcut și l-a mărturisit și care m-a apăsat greu? Și au zis ce-a zis femeia. Da, zice. Mi-a zis Dumnezeu să spun că nu-și mai aduce aminte de păcatul ăla. Asta mi-a spus Dumnezeu să spun. Și au zis ce spune cardinalul Sin.
Când am înțeles cât adevăr scriptural în ceea ce a spus femeia asta, m-a dat lacrimile și am zis la femeia, spune acum tot ce ți-a zis Dumnezeu să-mi spui, dă-i drumul la lucrare. Pentru că oameni buni și mari și mici, căutători de adevăr, avem nevoie de confirmări. Păstorii ăștia, dragii mei, oameni simpli, au avut o confirmare că au găsit pe Hristos și că nu trebuie să mai caute în altă și în altă și în altă parte. Că sunt o grămadă de oameni, dragii mei, care tot caută și nu mai găsesc, pentru că nu au confirmări. Și de-aia unii rămân departe, departe de Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să subliniez, departe de cel care este aproape. Ce te poate ține departe de cel care este aproape? Știi ce? Semnele fără de Scriptură te pot ține departe de Dumnezeu. Acum știu că nu e un subiect confortabil și în mod normal când spui cuvântul ăsta te cam încorsetezi într-o biserică pentecostală. Dar ascultați-mă, adevărul este adevăr. Frații mei, semnele fără de Scriptură te țin departe de cel ce este aproape de tine. Acum vreau să vă întreb un lucru, facem un scurt sondaj, fără ridicare de mână. Credeți dumneavoastră că magii au fost călăuziți sau nu? Frații mei, da sau nu? O sanale, asta cred și eu. Sunt 100% convins că magii care au venit din Persia, din Babilon, 1000 de kilometri, până în Iudeia, au fost călăuziți și încă cum, supranatural, de către o stea. Corect? Până aici n-a venit nimic de spus. Oameni buni, și cu toate acestea, când ajung în apropiere, îți la 10 km de Betleem, dintr-o dată steaua nu mai bate semnal. Se pierde semnalul. Ajungi la aproximativ 10 km în preajma Ierusalimului de Betleem, după ce au venit 1000 de kilometri călăuziți de o stea, dintr-o dată, dragii mei, oamenii ăștia intră în Ierusalim și spun următorul lucru: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, pentru că i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui? De ce au întrebat oamenii ăștia unde e împăratul dacă știau? Știau? Nu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în detaliu extraordinar că Irod a zis: bă, ia, hai, marele dogmatician, preot, veniți în coace, adunați-i pe toți, hai să căutăm. O venit tăia și o deschis ce? Nu, o deschis WhatsApp-ul sau de ultima prorocie. Cum e cu vaccinul, că știm noi. Au deschis, spune cuvântul lui Dumnezeu, scripturile. Și au zis, și au zis preoții, în Betleemul din Iudeea. Pentru că uite ce scrie în profeția din urmă cu 700 de ani, relatată aici în Tora, în Vechiul Testament. În Biblie stă scris negru pe alb că Iisus Hristos, Mesia, se va naște în Betleem dintr-o femeie fecioară. Punct. Pentru că, dragii mei, ce vreau să vă spun cu lucrul acesta, și eu care sunt, credeți-mă, cred din toată inima că Dumnezeu ne vorbește prin semne și că Dumnezeu ne poate conduce și că Dumnezeu ne poate ajuta, dragii mei. Eu cred un lucru și îl cred din toată inima. Cred că pe drumul spre Dumnezeu, adică drumul descoperirii lui Dumnezeu, drumul pocăinței, cred că Dumnezeu ne poate da semne. Mai mult de atât, cred că și pe drumul cu Dumnezeu, adică drumul sfințirii spre cer, Dumnezeu ne poate da semne. Și cu toate acestea, frați și surori, ascultați-mă, niciodată Dumnezeu nu o să ne dea o revelație atât de puternică, nu o să ne dea semne atât de clare, niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea o prorocie atât de clară, un vis atât de clar, încât să facă inutil apelul la cuvântul Lui. Pentru că avem nevoie și de Biblie. Vii 1000 de kilometri călăuzit și ultimii 9 kilometri afli că trebuie să treci pe Scriptură, să înțelegi locul și locația exactă. Spunea cineva atât de frumos că Duhul Sfânt te călăuzește în acele locuri din care nu vei putea ieși decât cu ajutorul cuvântului Său. Vrei să fii călăuzit de Duhul Sfânt, foarte bine, dar ascultă-mă bine, nu vei putea ieși de acolo decât cu ajutorul cuvântului. Iisus Hristos, vreau să te întreb, a fost călăuzit de Duhul în pustie sau nu? Oameni buni, negru pe alb, Biblie. Da sau nu? Da. Cum a ieșit Iisus de acolo? Cu ce a ieșit Iisus? Când a văzut slava, când a văzut Manhattan-ul, când a văzut New York-ul, când a văzut Paris-ul, când a văzut Dubai-ul, când a vedea noi astăzi acum,
slava, strălucirea tuturor împărăților lumii. Ce au zis-o prorocii, așa vorbește Domnul, respinge oferta asta. Ce au zis Iisus? Este scris. Unde te duce Duhul Sfânt, nu poți ieși decât cu ajutorul Duhului, cuvântului Său. Pentru că Duhul și cuvântul conlucrează împreună. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și ca să exemplific lucrul acesta, vă spun un caz real petrecut în urmă cu mulți ani de zile în Pakistan. Nordul, vestul Pakistanului, zona tribală unde locuiesc populația aia paștună, se numesc, adică talibanii, de acolo vin talibanii. Și s-a dus un cuplu de misionari din America, unde și-au găsit ei se margă misionari în vestul Pakistanului, în vestul Pakistanului, la granița cu Afganistan. La un moment dat, ei la câteva două, trei săptămâni, o săptămână, două, nu mai știu exact, se duceau să-și facă provizii cu mașina, să-și cumpere la câțiva kilometri bun depărtare, zeci de kilometri, la un ABC. Și s-au dus la un moment dat, într-o zi, să-și cumpere alimente, ulei, făină, zahăr, chestii de genul ăsta, s-au dus la alimentarea aceea dintr-un sat, controlat de taliban, controlat de paștuni aceia. Și la un moment dat, stând în mașină, soțul i-a dat șefa, soția, sau nu știu cum a fi fost, în fine, i-a dat o listă de cumpărături și a zis, dragul meu, uite, trebuie să cumpere asta, 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 asta. Bun. Și a zis, a, apropo, dragul meu, zice, fii atent, ia Biblia asta și dă-o la omul ăla care e în fața magazinului. A zis el, bine, dă-o încoace. O băgat-o în buzunar, o luat lista, s-a dus în magazin, o cumpăra repede ce a avut de cumpărat. Un american între paștuni, între musulmani pe acolo, nu dă prea bine, credeți-mă. S-a dus repede, o cumpărat în grabă cum a putut și când a ieșit din magazin, s-a uitat numai așa cu coada ochiului la ăla la care trebuia să dea Biblia și a fugit, repede. Ei, a urcat în mașină, slavă Domnului, a băgat în viteză și s-a dus vreo câteva sute de metri, la care zice nevasta, dragul meu, zice, dă-du și Biblia la omul ăla. Bă, femeie, dar, dragul meu, dădu și Biblia sau nu? Și opri mașina. Stai puțin. Zice, numai puțin. Mă zice, tu ții cu tot din adinsul să rămâi văduvă astăzi? Păi cum adică? Mă zice, tu l-ai văzut pe ăla cum era îmbrăcat? Tu ai văzut cine e ăla? Păi da, l-am văzut. Era un taliban în portul ăla tradițional și avea la gât nu o poșetă, ci un kalașnikov. Și a zis, tu ăla vrei să dai o Biblie? Păi femeie, dacă eu mă duc ăla cu Biblia, îmi pușcă pe loc. Tu-ți imaginezi? Adică tu chiar, sincer, vrei să rămâi văduvă? Spune-mi, no, să știu. A zis nevastă înțeleaptă. Dragul meu, ascultă-mă ce. Mie mi-a zis Domnul să-i dăm Biblia. Murim amândoi, acum, mâine, poi mâine, păstă un an, păstă doi, nu-i problemă. Dar ascultă-mă ce. Vom ajunge în fața lui Dumnezeu la judecata de apoi. Eu și cu tine, dar nu de mână, că acolo e fiecare separat. Și o să mă întrebe Dumnezeu, femeie, de ce nu i-ai dat Biblia la omul ăla? Eu să spun, Doamne, Tu mi-ai spus, eu dau, dar în cultura musulmană, o femeie care dă ceva în public unui bărbat, e o ofensă, e împrușcată cu pietre. Și atunci, Doamne, eu ce am făcut? I-am dat Biblia la bărbat. Și acum, Doamne, restul Te rog, vorbește cu el, nu cu mine, că eu n-am păcat aici. Ei, și când s-a trezit el că pe el e toată responsabilitatea, o înțeles mesajul. Și a zis omul, asta e. O zis nevastă, dă-mi o ultimă îmbrățișare, te-am iubit, fost frumos, 15 ani, superb, fain, hai, ia-ți rămas bun de la mine că eu mor, ăsta mă împușcă, 100% mă împușcă astăzi. O zis, fii atent, s-o întors, treci tu la volan, eu mă duc în dreapta, când auzi prima rafală de armă, fugi. Să duce al nostru american, John, Ioane, de ăsta de al nostru, nu știu ce nume avea, s-a dus cu bibliuța aia mică, s-a dus în față la ăla care era încruntat, cu o barbă, obosit, ca unii de ce. Și s-a apropiat de la un metru, la doi, și scos Biblia din mână, l-a scos Kalashnikov-ul. Allahu Akbar, ce vreau să strige acolo, gata, s-a terminat, s-a gândit ăsta. Și ăsta tremura tot. Biblia, Iisus, Jesus, Bible, Jesus.
Și ăla dintr-o dată lasă arma jos. Biblia, Biblia. Păi și dintr-o dată, povestește omul, în raport de misiune, l-am citit asta, dintr-o dată ăla începe să plângă, să scuturau hainele și Kalașnikovul pe el de lacrimi. Bă, și plânge, la care ăsta, ești ok? S-a întâmplat ceva? Dom'le, s-a întâmplat ceva? Și au zis ce îi spune talibanul. Domnule, de multe vreme caut adevărul. De multe vreme caut adevărul. Am auzit că există un Iisus care propune cu totul și cu totul altceva, care a murit, a înviat și are o împărăție. Și am început să mă rog și să spun, dacă existi, Iisuse, vreau să-mi vorbești, vreau să te cunosc. Și au zis ce spune omul. În urmă cu 3 nopți, într-un vis, mi-a apărut Iisus. Și Iisus mi-a zis așa, du-te în fața magazinului din sat, așteaptă acolo, dar să nu pleci, așteaptă, pentru că voi trimite un om de-al meu să-ți aducă cartea vieții prin care să mă cunoști. Și-a zis, Domnule, de 3 zile te aștept. Mă, unde ai fost? De 3 zile de dimineață, de când s-o crăpat de zi și până noapte târziu, am stat aici în fața magazinului și te-am așteptat. Dacă ai ști cât de mult am așteptat, dă-mi cartea vieții. Dă-mi-l pe Iisus. Și ce am înțeles, oameni buni, din toată chestia asta? E super fain revelația. Semnele sunt incredibile, ziditoare. Dar, oameni buni, fără Scriptură le interpretăm greșit. Fără de cuvântul lui Dumnezeu putem să fim departe. Câți oameni au interpretat greșit semne, că e de la Domnul aia, ți-am auzit pe cineva că au făcut tare o chestie cu semnele când s-au însurat. Nu prea se înțelegeau el cu ea. Adică era un, bă, ne însurăm sau nu ne însurăm? Ea avea niște reține. Și a zis, bă, tragem la sorți. Crezi că vă scrie în Biblie, o citi din Biblie. Că se face și chestia asta. Și a zis, nu, o zis, ea, nu, bun, scrie tu biletele. Și a scris. Am zis, trage la sorți. A ieșit? Da. Numai că ce nu i-au spus, i-au spus după 30 de ani, că pe amândoi erau scrise da. Și de o grămadă de ori, știți, noi cu semnele putem să mai marjăm, să le interpretăm cum vrem noi. Dar semne fără Scriptură, oameni buni, ne duc departe de Dumnezeu. Și închei spunându-vă, mai răbdați-mă 3 minute, nu mă credeți chiar 3, că o să fie mai mult. 3 minute. Ce te ține departe de Dumnezeu? Știi ce? Religia fără de relație te ține departe de Dumnezeu. Religie fără de relație te ține departe de Dumnezeu. Cei mai religioși oameni din textul nașterii lui Hristos, din scena nașterii lui Hristos, sunt preoții de la Ierusalim, dogmaticienii, teologii. Păi ăștia știau toate detaliile, știau pe de rost Biblia, știau pe de rost versete, știau unde trebuie să nască Iisus, știau că o să fie evreu, știau că o să fie din seminția lui David, știau că se naște din fecioare, știau că se naște la Betlehem, o grămadă de chestii, ăștia sunt oameni religioși. Nu vi se pare interesant, oameni buni, că ăia vin 1000 de kilometri, magii, 1000 de kilometri vin din Persia și ajung la Ierusalim. Ăștia deschid Biblie și spune, aici la Betlehem, câți kilometri? 10 kilometri distanță între Ierusalim și Betlehem. Și magii s-o duc mai departe, s-o dus preoții. S-o dus preoții mai departe 10 kilometri. Nu că o zis unul că am reumatism, altul o zis, am mâncat saltă de beof prea mult aseară la colinde și nu mă mai pot duce. Oameni buni, 10 kilometri, preoții ăia religioși nu se duc și știți de ce? Pentru că oamenii religioși n-au întrebări, au numai răspunsuri. Oamenii religioși n-au nicio dilemă, ei sunt convinși și știți de ce? Pentru că ei cred într-o chestie impersonală, religia este o formă impersonală de credință în ceva. Pe când relația, dragii mei, este o credință, este ceva concret, este ceva palpabil în relație cu cineva, adică cu Hristos. Și ceea ce este înălțător în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Sfânta Scriptură, este o afirmație pe care o face Iisus Hristos. Auziți ce spune Iisus? Eu îmi cunosc... Auziți ce spune Iisus? Eu îmi cunosc ce? Oile mele. Și oile mele, ce fac? Mă cunosc pe mine, nu? Nu știu cum să vă întreb, dar eu sunt direct. O să vă obișnuiți cu mine de aia. Dacă nu vă obișnuiți, rugați-vă Domnul să mă ierte.
nu prea sunt protocolar de felul meu și poate e un defect, poate e o calitate, nu știu. Dar eu vreau să vă întreb o chestie, sincer, pe bune, românește, pocăiește, hai să o zicem. Oameni buni, dumneavoastră aveți în câmpul dumneavoastră vizual, pe la locul de muncă cât e un șef, pe la școală, pe la biserică, de ce nu? În câmpul vostru vizual, există așa cât e un om, unul, nu mai mulți, să fim pocăiți. Există un om pe care nu-l prea suportați. Am pus prea, că sună mai dulce. Există vreun om pe care nu-l prea suportați? Nu aștept amin la asta. Dar știu că e așa. Șase, șapte ani în urmă, aveam și unul în câmpul meu vizual, lucram la Ștei pe vremea aia, nu era de la mine din biserică, slavă Domnului, dar era unul pe care, nu știu, când îl vedeam, și dacă ne întâlneam, știam că e pocăit, eu sunt pocăit, pace, pace, lasă-mă în pace, cam așa era ideea. Bă, nu știu, niciodată, vă spun, ani de zile nu l-am putut suporta, dar nu știu de ce. Suporta, nu prea suporta, să ne înțelegeți, nu? Adică mie mi s-a părut întotdeauna că genul de om înfumurat, omul care deschide ușa cu pieptul și nu cu mâna. Mi se părea că e prea bățos, așa, că e prea țanțoș, neaoș. Dacă sunteți bihoreni, știți ce înseamnă asta. Mă, ani de zile, ascultați-mă, am evitat contactul cu omul ăsta. Numai când îl vedeam, deja aritmie cardiacă. Nu suportam aproape, aproape. Doamne, iartă-mă, mai ziceam, Doamne, și el, pentru el ai murit și am înțeles. Știți până când? Mă duc la o nuntă. Și acum ce-mi place la nunțele noastre, la pocuiții, că e 6 din 49. Adică la ce? Când ajungi la masă, acolo e 6 din 49. Te duci cu înfrigurare, cu emoție, bine, cu banii, fai, cât trebuie să dăm, Doamne. Dar te duci cu înfrigurare să te uiți la ce masă ai căzut și cu cine ai căzut la masă. Știți că nu-i mai acolo, e 6 din 49. Păi și mă duc masa 8 și mă uit, iai, îi zic la Alexandra, vezi că nu stăm prea mult, că am treaba astăzi, trebuie să mă mai duc nu știu pe unde. Cum am venit la nuntă, dragă, nu stăm mult. Nu știai de ce. Cu cine credeți că am căzut la masă? Cu Domnul pe care îl iubeam așa de mult. Între mine și el un scaun. Pace, pace. Unde e telefonul? Făceam că-s concentrat, că am... La un moment dat, soția pleacă la candy bar. Aveam 110 kg, zic, du-te tu, că de mai mă duc și eu fac 120 când plec de acolo. Și rămân numai eu cu el și un scaun între noi. Și acum el intră în vorbă cu mine și eu trebuie să zic și eu, da, așa e. Căve și Băsescu, nu știu ce chestie genul ăsta. La un moment dat, intrăm în discuții. Și încerc să povestesc că lucruri spirituale. La un moment dat zic, stai așa, am luat scaunul, m-am pus lângă el. Păi și povestesc. Păi și după o oră deja, wow, bă, super, wow. Mă uitam la omul ăsta, bă, ăsta e omul pe care nu l-am suportat eu? Și după aia, după o oră jumate, stăm, discutăm, zice, Dorel, hai să mergem pe afară. Hai, zic, hai să plecăm afară, am și uitat de nevastă, hai, afară. Povestim, discuți, bă, nu ne-am putut despărți. În ziua aia am plecat cu impresie și am plecat după aia cu, de la nuntă cu un prieten. Și am zis, Doamne, câte impresii greșite îți poți face despre un om până când nu vorbești cu el. Oameni buni. Și atunci m-am gândit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că vin oameni, știți, vin oameni la biserică cu impresii. Oamenii religioși au impresii. Atât vă spun, n-au relații, au impresii. Și au impresia că Dumnezeu, Sfânt, Avram, Isaac, Iacov, acolo, Iisus, sus de tot. Și ei știu că trebuie să facă ritualurile, că trebuie să se roage așa, că trebuie să stai așa în biserică, că dacă nu faci așa nu-i bine, că dacă nu, un set de reguli care te țin legat.
Și avem impresie despre Dumnezeu și nu avem nicio îndoială, nu avem nicio întrebare, că noi le știm pe toate. Oameni religioși, preoții nu au avut nicio frământare. 10 km nu se duc să vadă, mă, e el sau nu el? Relația e cu totul altceva. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Și păstorul cel bun își cheamă oile cum? Niciodată Dumnezeu nu o să zică, bă, tu. Sau genul ăla de prorocie, nu știu, eu zic, dar unul, suflete cu ochelari. Hai să fim seroși. Oameni buni. Păstorul cel bun își cunoaște oile pe nume. Și știți ce fac oile? Îi cunosc ce? De ce îi cunosc glasul? Pentru că îi auzi vocea. Pentru că vorbim cu el. Pentru că avem o relație cu el. Hai să ridicăm în picioare. Te chem în această zi la o relație cu Dumnezeu. Știți ce am înțeles? Că deși numele meu nume de reclamă, Dorel, știți cât de fain sună România? Prima dată când mă duc undeva, pace, Dorel. Bă, chiar te cheamă Dorel? Da, chiar mă cheamă, n-am altul. Dar știți ce am înțeles? Că Dumnezeu îmi știe numele. Și că Dumnezeu îi place să-mi spună pe nume. Dorel, Petru, Ștefan, Maria, Ioan. Dumnezeu îi place să spună pe nume. Și pentru că Dumnezeu îi place să-ți vorbească pe nume, pentru că îi auzi glasul, pentru că poți să vorbești cu el, te îndemn acum, fă lucrul ăsta în rugăciune. Apropie-te de cel care a venit să fie aproape de noi. Pentru că vă dau o veste bună. Dumnezeu a venit aproape, știți de ce? Să ne ducă departe. Dumnezeu a venit aproape să ne ducă departe. Departe de probleme, departe de boli, departe de cancer, departe de diabet, departe de anxietate, departe de depresie, de singurătate, de falimente, de facturi, de ANAF, departe de gura nevestei câteodată, nu? Departe de oamenii aia care-ți vor numai rău, departe de falimente, departe de amărăciune, departe de tulburare, departe de supărare. Dumnezeu ne va duce departe de diavolul într-o bună zi, departe de întuneric, departe de certuri, departe de invidie, departe de furturi, departe de tot ce înseamnă lumea asta mizerabilă și păcătoasă care mustește în cel rău, departe de toate. Dumnezeu ne-a promis, am venit aproape pentru că vreau să vă duc departe. Despre asta este vorba la Crăciun, despre asta este vorba în sărbătoarea asta. Dumnezeu vrea să te ducă departe, apropie-te de El în această zi, roagă-te Lui, spune-i, Doamne, vreau în această dimineață să mă apropiu de Tine, nu mai vreau să fiu departe de un Dumnezeu atât de aproape. Dumnezeu e mai aproape decât crezi. Dumnezeu e la o rugăciune distanță de tine. Dumnezeu e la o rugăciune distanță de problemele tale. Dumnezeu e la o distanță de o lacrimă sinceră izvorâtă din ochiul tău. Dumnezeu e atât de aproape încât nu trebuie să spui, Doamne, ai milă și de mine. Dumnezeu e aproape de tine. Hai să-i mulțumim și hai să ne apropiem prin rugăciune de El în această zi. Haideți în numele Domnului să facem lucrul ăsta.